Cu toții am fost nevoiți să rezistăm în fața temperaturilor extreme din această vară, iar, din păcate, luna august se anunță a fi tot una călduroasă. Însă canicula nu a provocat doar disconfort personal, ci și daune uriașe în agricultură. Iar, într-un județ din România, culturile au fost distruse aproape complet, chiar înainte de recoltă. Seceta și canicula extremă din această vară au provocat mari probleme agriculturii din țara noastră, iar unele fructe de sezon, în mod normal atât de comune în piețele și magazinele din țară, pot fi acum o raritate din cauza vremii. Seceta a făcut ca acestea să fie distruse chiar înainte de a fi recoltate. Din păcate, un loc faimos din țara noastră este lovit din plin de efectele secetei. Este vorba despre Dăbuleni, despre care deja știm cu toții că este un loc faimos pentru pepenii delicioși pe care îi cultivă. Din păcate, pepenii de Dăbuleni sunt tot mai rari în piețele din România în acest an. Culturile de pepene au fost distruse de secetă, iar acum zeci de tone de fructe au rămas pe câmpuri nerecoltate. Iar cum temperaturile au fost atât de ridicate, faimoșii pepeni s-au stricat imediat, fără ca agricultorii să mai poată să facă ceva. Iar cele câteva tone de fructe care au reușit să scape cu bine ajung acum să se strice pe tarabe. Din păcate, cum pepenii sunt foarte afectați de secetă, durata lor de viață nu va mai putea fi una foarte mare. Canicula din această vară a provocat pierderi uriașe agricultorilor, iar hectare întregi de pepeni au fost distruse. În Dăbuleni, din cauza căldurii, se pare că pepenii au început să fiarbă chiar înainte de a fi recoltați, iar undeva în jur de 80% din producția din acest an a fost compromisă. Iar de parcă problemele provocate de caniculă nu erau de ajuns, în Dăbuleni, pepenii au fost afectați și de grindină, care ar fi distrus cam un sfert din recoltă, relatează click.ro.